Dimineața, Dani, știi cât de important este micul dejun? Categoric trebuie să avem ceva pregătit de dimineață. Uite, a început să plouă în București. Este și un pic răcoare, este vremea perfectă pentru un mic dejun. Noi am ales să mâncăm italienesc în această dimineață. Este o masă foarte bogată, este și greu să alegem ceva. Oana le-a pregătit pe toate. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața și mă bucur că ați revenit la noi. Ne bucurăm să fim astăzi alături de tine. Un pic mult pentru mic dejun, nu zici? Păi de ce să nu mâncăm mult și bine de dimineață, să avem energie pentru toată ziua, nu? Uite, am ales să mâncăm cu specific la voi. Italienii ce mănâncă de obicei? Hai să ne luăm și noi un pic de după ei, să ne simțim așa ca în vacanță, mai ales că este răcoare, este... Să ne imaginăm că este frumos afară, a început să plouă. Chiar dacă a început să plouă, noi avem aici o parte de terasă acoperită, așa că nu o să ne speriem că plouă. Italienii de obicei când se trezește dimineața, primul lucru este cafeaua, că este cappuccino, că este un latte. Avem aici cafeaua pregătită. Sigur, și dulce. Ei mănâncă dulce la cafea, că e o brioșă. Noi am făcut astăzi brioșe cu vișine, că... Tocmai ce am cules zilele trecute vișine și am zis să facem cu vișine, am făcut și dulceață, le-am, acum după preferințe, că sunt simple doar cu zahăr sau cu dulceață. Mai avem croasante. Croasante așa mai pe clasic, dacă vrem să mergem pe tradițional. Ce-ai pregătit aici? O cremă de mascarpone cu iaurt, cereale și fructe, pentru cine preferă să mănânce așa mai sănătos. Și să fie și echilibrat, să fie un pic de dulce, un pic și fructat totul. Am mai făcut tiramisu. Tiramisu noi îl avem în clasicul din meniu, cu fructe sau clasicul cu cafea. Croasantele, iarăși, putem să le umplem cu cremă de vanilie sau cu cremă de mascarpone, cu fructe. Avem și dulceața care am făcut-o noi aici și cam așa și încep ei dimineața. Bun, dar uite că eu nu știu dacă noi suntem obișnuiți să mâncăm atât de mult dulce dimineața. Așa este. Cred că e un pic cam mult pentru noi. Poate copiilor le-ar plăcea, cred, să guste din așa ceva. Dar eu zic că asta, așa, crema de mascarpone cu iaurt și fructe și cereale, eu zic că ar fi mai potrivit. Bun, ei stau o oră, după care trec la un mic dejun un pic mai sățios, mai până la prânz să le țină de foame. Bun, deci zice întâi cafea, ceva dulce, facem o pauză, exact. După care trecem la partea mai consistentă. Și avem aici pregătite două mese. Da, am pregătit bine câte ceva din ce mănâncă ei, că sunt mult mai multe. Am făcut legume la grătar, ciupercuțe la grătar cu un pic de usturoi și ulei de măsline. Avem proșute melone. Proșute melone, da. Așa, tot felul de brânzeturi. Au brânzeturi maturate cu vin, cu portocală, cu busuioc. Platoul ăsta, într-adevăr, arată foarte bine. Mulțumesc. Eram cu ochii pe el. Mulțumesc, de la început. Te invit după aia să și gustăm din ele. În schimb, ceea ce nu văd cei de acasă, vedem doar noi, sunt acești ardei care miros foarte bine. Acum ardei de dimineață. Acum e scos. Da. Acum de dimineață am făcut. Dacă vă e poftă de ardei, aceștia sunt ce trebuie. Și avem și măsline le-am făcut, le-am condimentat un pic, am zis să avem și picante. Am pus un pic de peperoncino, ulei de măsline, roșii sechi. Bun, și acum să trecem la partea finală. Avem câteva... Să spunem că sunt bruschete, dar am preferat să le facem pe blat, pe focaccia. Este mai așa între pizza, focaccia și bruschete, nu? Așa. Și am făcut cu cremă de guacamole și avocado, semințe, roșii, cherry. Avem cu caprese, specific italian, roșii cherry și oregano, avem cu anșoa, ricotta și somon afumat, prosciutto, roșii secchi. Bine, pot fi diferite, foarte multe rețete. Putem să facem cu ce avem în frigider, adică... Da, ca să le dăm și câteva idei celor de acasă. Mulțumim foarte mult, Oana. Uite, Dani, ceva de genul aș mânca dimineața, deși recunosc că eu nu mănânc, nu am timp să mănânc dimineața. Dani,